Bun găsit, dragi telespectatori! Vă invit la o nouă ediție a Recursului la Istorie. Cred că în seara aceasta vă va capta interesul această dezbatere pe care vă propun și să ne amintim de un episod poate uitat din istoria românilor, aceea când armata română a întreprins o incursiune militară până la Budapesta, războiul de altfel cu ungurii, ungurii lui Belacun, bolșevicii lui Belacun, mai bine zis, și Republica Sovietică Ungară. Și am vrea să evidențiem faptul că de multe ori ascundem pagini din istoria românilor, cum este și aceasta, o pagină de mare bravură a armatei române. Nu știm din ce cauză facem acest lucru, poate de frica a nu fi considerați de Europa imperialiști, pentru că în anul 1919 ne-am depășit granițele României, poate pentru a nu supăra vecinii, nu știm de ce, dar aceste fapte trebuie cunoscute, trebuie cunoscute personalitățile și valorile armatei române și acest avânt al armatei române după primul război mondial, când România întregită nu era recunoscută de puterea de la Budapesta. Trebuie să mai spunem că este prima armată din istorie care a eliberat un stat de comunism. Foarte interesant. De asemenea, Budapesta a fost singura capitală inamică ocupată de un stat din Antanta prin acțiune militară directă sau în cursul sau ca urmare a primului război mondial. De asemenea, trebuie să mai spunem că armata română de două ori în istoria ei a cucerit Budapesta. Acum despre această dată de 4 august 1919 vorbim, dar și de din timpul celui de-al doilea război mondial în 1945. Avem în această seară și episoade anecdotice referitoare la cucerirea Budapestei. Avem și controversa care nu se mai termină. Pe 3 sau pe 4 august a eliberat armata română Budapesta. Sunt foarte multe lucruri și bazate pe documente, documente și cărți pe care ni le aduce domnul profesor dr. Ion Popescu. Bună seara, domnule profesor! Bună seara! Mă bucur foarte mult că sunteți dumneavoastră aici să discutăm peste acest subiect, pe această temă. N-am mai abordat-o și parcă, așa cum vă spuneam și telespectatorilor, parcă ne ferim să abordăm acest episod, această pagină de istorie românească. Da, vă mulțumesc pentru invitație. Spun și eu bună seara telespectatorilor care ne urmăresc în această seară. Într-adevăr, aveți dreptate când spuneți că sunt pagini în istoria românilor care nu sunt cercetate, nu sunt spuse publicului, nu sunt reamintite și este păcat. Nefrecventabile, am putea să spunem. Nici noi la școală, pentru că trebuie să ne ținem de o programă, când predăm copiilor, ocolim asemenea probleme de multe ori. De ce credeți, domnule profesor? E așa cum spunea și dumneavoastră, eu cred că aceste lucruri sunt voite și, cum se spunea și înainte de 1989, cum se spune și acum, nu este bine să supărăm vecinii și folosesc cuvintele unui cercetător și unui brav patriot român, colonelul rezervă Radu Teodoru, care s-a ocupat și dinalui în câteva lucrări de asemenea probleme și care spunea, domnule, eu nu țin cont nici de recomandările europene, nici de ce spun unii politicieni ai noștri. Asemenea fapte fac parte din istoria noastră, sunt fapte glorioase cu care ne mândrim. Iată că în acest an o întreagă serie de manifestări 100 de ani de la realizarea statului național unitar român
Și războiul cu ungurii nu se putea să fie ocolit pentru că face parte intrinsecă din istoria noastră. Mai ales că eveniment. La anul se împlinește 100 de ani de când a fost această campanie. Dar trebuie să spunem că această campanie a Armatei Române din vara anului 1919 a venit în urma unei agresiuni din partea statului bolșevic. O să facem o cronologie a evenimentelor. Deci noi nu am mers să cucerim teritorii catare după ce s-au limpezit s-a limpezit situația, armata română s-a și retras rapid. Rețineți, o singură dată românii au mers, când au mers în timpul lui Petru Rareș, în Polonia și au suferit acea rușinoasă înfrângere la Obertin. Petru Rareș, urmașa lui Ștefan cel Mare, în prima domnie a fost lăudat de toată lumea, în a doua domnie n-a fost decât umbra, deci 1527-38 prima domnie, 1541-46 a doua, numită poartă în care a stat la locul lui. În rest, noi nu am făcut decât să ne apărăm și să răspundem la agresiune. O să vă spun ce spunea marele politician Vaida Voievod în august 1919 referitor la această agresiune a ungurilor. Așa cum v-am obișnuit, am adus aici câteva lucrări, unele sunt adevărate rarități bibliografice și îndemn telespectatorii, dacă vor să afle mai multe, noi nu o să putem în 50 de minute să atingem toate problemele. Dați-mi voie, vă rog, pe scurțele. Deci, istoricii militari Preda, Vasile Alexandrescu și Costică Prodan au publicat în Apărarea României Mari campania Armatei Române din 1918-1919, lucrare apărută la editura enciclopedică în 1994, care folosește documente din arhivele noastre militare, din arhivele diplomatice, dar și memoriile. Memorii, de asta mi se pare că e o lucrare reușită. Despre cine vrea să afle tot ce s-a întâmplat în acest moment. Sigur că da. S-a retipărit o lucrare a diplomatului interbelic Frederic Nanu, Politica externă a României 1919-1933, în care unul din capitole se referă și la acest război. Am mai arătat la o emisiune trecută contele de Saint-Oler, însemnările sau confesiune diplomat de altă dată, România 1916-1920, a fost unul din prietenii României și de asta îl tot amintim. De asemenea, îmi face plăcere, spuneam, să arăt telespectatorilor două lucrări ajunse adevărate rarități bibliografice. În primul rând, o lucrare a istoricului și făcând parte din familia Brătienilor, Acțiunea politică și militară a României în 1919 de Gheorghe Brătianu. Era fiul marelui Ionel Brătianu. Un mare istoric, un mare politic, da, care a murit și mort în temnițele comuniste. Da. Bun, și a doua, lucrarea de memorie a actorului principal care a condus armatele române victorioase, generalul Gheorghe Mărdărescu, campania pentru dezrobirea Ardealului și ocuparea Budapestei 1918-1920. Lucrarea a apărut în 1922. Fac precizarea că ambele lucrări au fost retipărite după 1990 și s-a făcut o treabă bună. Da, și aș mai adăuga și cartea aceasta, Cartea Neamului, Marea Unire de la 1918, da, documente, unde în final avem și documentele din anii 1919. Deci, sigur că da, plus hotărârile tratatelor de pace de la Paris, 1919-1920. Domnule profesor, haideți să vedem cum s-a întâmplat înfrângerea puterilor centrale, pentru că este foarte important că se leagă de sfârșitul primului război mondial și intrarea alte diplomatice, tratatele de după. Sigur că da. În cursul anului 1918, mai ales pe frontul de vest, puterile centrale, în special Germania, au obținut o serie de victorii. Toată lumea rămăsese uimită cu cele două ofensive de la râul Marna, dar totuși, spre sfârșitul anului 1918, după aproape 5 ani de război, aliații germanii se săturaseră și au ieșit rând pe rând de război. Prima dată a ieșit Bulgaria, a capitulat la Salonic, în fața trupelor franceze și engleze. A urmat Turcia,
Turcii au capitulat la Mudros, la bordul vasului englez Agamemnon. Mudros vine lângă insula Lemnos, lângă coastele Asiei Mici. A urmat după aceea la Villa Giusti, 21 octombrie, 3 noiembrie, armistițiul dintre aliați și Austro-Ungaria, dar în special dintre Italia și Austria. Și ce ne interesează direct, 31 octombrie, 13 noiembrie, la Belgrad s-a semnat armistițiul dintre Ungaria și puterile aliate și asociate. Deja în ambele țări, și în Austria și în Ungaria, se declanșaseră revoluții burghezo-democratice. La 11 noiembrie, stil nou, știu bine că Germania semnase în pădurea de la Compiègne armistițiul și se considera că primul război mondial a încetat, urmau tratativele de pace. S-a trasat aici la Belgrad, România n-a participat, nici n-a fost invitată, dar nici n-ar fi participat, deoarece hotărârile ne lezau grav suveranitatea. În primul rând s-a fixat arbitrar de către diplomați străini, diplomații, să zicem, amicii noștri, o linie arbitrară pe cursul Mureșului, care nu ținea cont de doleanțele noastre, nu ținea cont de ce se stabilise prin tratatul cu Antanta din 17 august 1916, și lăsa sub administrație ungară o serie de teritorii. Ungurii, văzând că pierd teren, au început să se manifeste, de fapt, obiceiurile lor, o să ne mai referim la așa ceva, să maltrateze populația, să jefuiască, să care din acest teritoriu în Ungaria tot felul de alimente, de furaje, de mașini, de instalații. Și o să vedeți că mai târziu suntem și astăzi învinuiți că armata română a rechiziționat sau a luat asemenea produse, asemenea mașini, asemenea utilaje, asemenea instalații. Și noi le-am răspuns, domnule, n-am făcut decât să ne recuperăm ce au luat ungurii atâta timp cât am fost în război cu noi. Deci aceasta este pe scurt. Și destrămarea imperiilor multinaționale. Destrămarea imperiilor multinaționale. Apariția unor state noi zise state succesorale, unele popoare, fie care erau sub stăpâniri străine, fie s-au alipit de fraților, au fost așa cum au fost românii, cum au fost popoarele care vor forma mai târziu Iugoslavia, alții și-au reconstituit statele, cum au fost polonezii sau unii, cehii cu slovacii, și-au format un singur stat. Iar polonezii, din cele trei teritorii stăpânite de germani, de Prusia, de austrieci și de ruși, au constituit un stat național. Dar noi am profitat de aceste împrejurări favorabile și așa s-a făcut că la 1 decembrie 1918 s-a realizat visul nostru secular, dar atenție, acest vis trebuia apărat, această realizare trebuia apărată. De ce? Aveam probleme atât la toate granițele, să fie foarte clar, și aveam probleme și cu aliații noștri, care ne tratau ca pe o soră mai mică și o soră neînsemnată, deși făcusem atâtea 335.000 de morți în primul război mondial, la populația care o aveam noi, era mult. Aveam și prieteni, cum era Henri Berlot? Aveam prieteni, viitorul mareșal, să spunem, generalul Filip. Aveam și inamici. Printre inamici era șeful superior al lui generalului Bertrand, mareșalul Franchet d'Esperey, care nu ținea cu noi. De asemenea, cei mai duri în tratarea noastră s-au dovedit englezii și americanii. O să vedem noi că vorbeați de paradoxuri, sper să avem timp să vă spun ce ne reproșa un general american, Banholtz. Nu se poate așa ceva. Dar spuneți-mi, acum la Budapesta va fi un regim comunist. Da, el era instrumentat de la Moscova, de altfel. Prima dată s-a proclamat o Republică Burghesă Democratică Ungară la 16 noiembrie 1918 și la sugestia aliaților, armata română a înaintat treptat, eliberând aceste teritorii din care plecau voit sau mai mult, mai ales nevoit, trupele ungare. De exemplu, s-a dat ordin când s-a făcut mobilizarea ca trupele române să intre concomitent atât în Dobrogea,
cât și în Muntenia, cât și în Transilvania și am respectat aceste lucruri. N-am putut la început să mobilizăm decât 3 divizii, să știți. Că știți că printre datul de la București ni se interzisese să mai avem o armată permanentă, păstrând doar 6 divizii cu efective de pace pentru a menține ordine. Dar spuneți-mi, înainte de campanie, cum a reușit un guvern bolșevic, cum a, un regim bolșevic să pună mâna pe putere la Budapesta? Da. Cum tocmai la Budapesta au reușit bolșevicii în 21 martie să declare... 21 martie. Domnule, ce se întâmplă? Erau mari frământări acolo. Ați vorbit de acești doi conducători, Garbai Șandor sau Alexandru, și despre Kun Bela, nu era, era un evreu ungur, născut la noi în Transilvania, se cam vehiculează mai multe localități unde erau s-a născut. Erau ații, așa că... Da. Mine, mama era protestant. Da. Acest Kun Bela căsuse prizonier la ruși, bineînțeles că a aderat la ideile bolșevice și Lenin l-a ales ca să inflameze situația din Ungaria. I-a era și bani, jurnalist, dar jurist, și jurist de profesie, că de da. Fapt. I-a dat a făcut și închisoare. I-a dat o trupă de ciraci în ajutor. Vorbeam mai devreme de colonelul Radu Teodor. În cărțile domniei sale a făcut un inventar și a spus, domnule, din cei care făceau parte sau apropiații lui Bela Kun, atenție, nu Bela Kun era figura întâi în mod oficial. El era doar ministru de externe, dar el era adevăratul conducător și era omul, ca să spunem, omul Moscovei. El trata direct cu Lenin, el primea acele radiograme de la Lenin, lui se adresau, să spunem, dispoziții, nu ordine, poate ar fi forțat să spunem acest lucru, dar el se conforma. De ce? Pentru că ei cereau permanent ajutorul Moscovei, ajutorul lui Lenin și al celorlalți tovarăși ai lui bolșevici, ca să îi spunească și să poată să facă față și revoluția și regimul comunist în Ungaria să trăiască. Așa se face că la 21 martie ei au proclamat o republică sovietică a sfaturilor, care a durat exact 133 de zile. Deci din 21 martie până la 4 august 1919. Asta este... Nu, capitala a fost la Budapesta. Mă gândeam la Cehoslovacia, dar acum am gândit că l-aș asemăna pe acest Bela Kun cu bulgarul Rakovski, care tot așa... Bulgarul Rakovski, Cristian sau Cristu... Zona Odessa. Care a mâncat pâine românească. La 1 mai împreună cu Gheorghiu Bujor au fost eliberați de trupe ruse bolșevizate la Iași, au plecat în Rusia, au fost, ca să spunem, slujbașii noului regim comunist, iar Rakovski, și în calitatea lui de responsabil al treburilor politice din Ucraina, dar și în calitatea lui de ambasador al sovietelor la Paris, ne-a făcut mult rău, să știți, și multă mizerie, dar știți cum este, a venit răsplata istoriei, ca să spunem așa, până la urmă, ca și lui Bela Kun, și lui s-a întâmplat același lucru, a căzut victimă acelor procese de epurare dintre 37-39. Haideți să vedem, domnule mai profesor, departe. Prima parte da, a războiului. Sigur cum a început, de fapt, acest conflict? Vreau să vă spun că înainte de a se proclama Republica Ungară a Sfaturilor, aliații l-au trimis la 19 martie la Budapesta pe locotenent colonelul francez Ferdinand Vix, care era șeful militar aliate. De ce? Ca acesta să caută să-i lămurească pe noi conducătorii unguri, să se conformeze dispozițiilor trasate. Deci se stabilise un armistițiu, acel armistițiu de la Belgrad, însă ungurii nu vreau să demobilizeze, ungurii nu vreau să se retragă din teritoriile ocupate, numai de la noi, și din alte părți, și atunci ce să facă aliații? Mai târziu, în 4 aprilie, l-au trimis pe un general care era sud-african, dar era în serviciu armatei britane, Ian Christian Smuts. Bineînțeles că și acest Smuts nu a avut mai mult succes și
Ungurii se înarmau, de ce? Că vreau să declanșeze războiul în primul rând împotriva noastră, să reocupe Transilvania. Transilvania era, ca să spunem, să facem o figură de stil, perla coroanei maghiare. Da, spuneți-mi, da, profesor, aveau ei o armată totuși bine închegată, da, și... Da, vreau să vă spun că rămăseseră ofițerii din armată, din Imperiu, da, care făcuseră pregătire în vechea armată austro-ungară, da, erau, da, bine instruiți și mai ales ungurii erau bine dotați. O să spuneți de ce. Păi trecuseră pe acolo armatele germane în retragerea lui Mackensen și ungurii pur și simplu fie rechiziționaseră armamentul lor, fie îl cumpăraseră și erau bine dotați. Păi noi aveam două trenuri pe care le-am trimis în Transilvania, pe când ei aveau la un moment dat 9 trenuri blindate. De asemenea, aveau două mortiere de 305 mm, pe când noi nu aveam așa ceva. Aveau mai multe baterii grele decât noi. Ce compensam noi, dacă facem o comparație între trupe, aveam cavalerie. Raportul era, da, cam e, că la 1 la 10. Cu ce generalul Răsescu într-un război de mișcare, da, acest lucru face foarte mult. De asemenea, aveau și piloți militari foarte bine pregătiți. Foarte bine pregătiți. Și cu amărăciune, eu cel puțin, dar și alții cred o recunosc, în fața pericolelor au uitat de politicianisme și toți ungurii au fost uniți. N-aveau decât un singur țel, să salvăm patria, ceea ce este de admirat până la un moment dat. Deci au fost, trupele române au fost atacate violent în munții, da, Apuseni, nu? Da, vreau să vă zic în că aprilie, da, în noaptea de 15-16 aprilie 1919, trupele ungare trec linia de demarcație și au ciocniri cu trupele române la Cicârlău pe Valea Someșului, la Țigan și la Ciucea. Bineînțeles că se iau măsurile respective. Am zis 15-16 aprilie. La 12 aprilie, generalul Gheorghe Mărdărescu a fost numit comandant al tuturor trupelor române din Transilvania. Până atunci, comanda o avea generalul Treamășoiu, care a luptat în august-septembrie 1916 și aici la noi în Vâlcea, da, pe Valea Oltului și era născut lângă Brad. Atunci, în 1919, la Oradea. La Oradea, bineînțeles. Da. Bun, și până la 30 aprilie, armata română reușește să respingă trupele maghiare și mai mult decât atât, spre nord, face joncțiunea cu armata ceoslovacă la Muncăci. Ce se întâmpla? Lenin l-a asigurat printr-o radiogramă deșifrată de ai noștri și de serviciile secrete aliate că vor veni în ajutor două armate bolșevice din Ucraina sovietică și din Rusia sovietică. Erau conduse de un bolșevic fanatic rus, Vațetis, care moare și ăsta în acele faimoase epurări. Până la urmă n-a reușit acest lucru, dar vreau să vă spun, armata ceoslovacă, tânului stat ceoslovac, era condusă de ofițeri străini. Ceoslovacii erau mai moi, intrase și într-unii din militarii lor morbul bolșevizării și așa se face că ungurii, prima dată, simțind că acolo este mai slab frontul aliaților, au atacat, au ocupat întreaga Slovacie și au reușit pentru câteva săptămâni să creeze o Republică Ungară a Sfaturilor. Și asta era și pentru moralul lor. Sigur că da, cu capitala la Preșov. Da. Vreau să vă spun că la 1 mai noi eram deja pe Tisa, pe malul stâng al Tisei, care este un obstacol natural și poți să faci față într-un asemenea război. Ce se întâmplă? La 2 mai și la 3 mai primim două ultimatumuri de la Rusia bolșevică și de la Ucraina bolșevică, în care ni se cerea pe un ton ultimativ ca să părăsim și Basarabia și Bucovina în decurs de 24 de ore. Bineînțeles că noi n-am ținut cont de așa ceva. Da, domnule profesor, da? Mai ales că puterea sovietică nu era recunoscută la, da, vremea aceea de marile puteri. Sigur, deci că actele, da, juridice... Și... Da, s-a făcut mare caz de o telegramă pe care Bela Kun a trimis-o la 1 mai atât guvernului român cât și guvernului ceoslovac, președintului american, altor state. Vă citesc foarte puțin ca să nu, da, pierdem timp. Am onoarea să vă comunic că recunoaștem fără rezervă pretențiile teritoriale naționale ridicate de dumneavoastră.
Ați crezut că lucrați în interesul și în conformitate cu voința acestei populații? Deci, noastră, fostul guvern n-a admis propunerea dumneavoastră, invocând, așa zis, un drept istoric. Din prima zi a venirii noastre la putere, am rupt cu acest principiu, declarând în mod repetat și solemn că nu ne bizuim pe principiul integrității teritoriale și vă aducem acum direct la cunoștință că recunoaștem fără nicio rezervă toate pretențiile noastre teritoriale naționale. Vreau să vă spun că era totuși o falsitate istorică. Ungurii nu se gândeau decât să obțină un răgaz pentru a-și reface armata. Așa se face că la 7 și la 13 iunie 1919 Consiliul Suprem Interaliat a trimis două note ultimative guvernului ungar, bolșevic ungar, prin care îi cerea să înceteze luptele, spunea să se termine cu ostilitățile inutile și să înceteze atacurile contra cehoslovacilor, armata ungară să se retragă în granițele naționale, ca să spunem așa. Interesant că totuși Bela Kun a înțeles care este situația, a înțeles că poziția îi slăbise, mai ales pe plan diplomatic european, și la 23 iunie guvernul bolșevic ungar a acceptat ultimatumul. Dar Conferința de pace de la Paris lucra. La 11 iunie, România, alături de alte state mici, primește și de vecinii Ungariei, primește informațiile privind frontiera fixată dintre România și Ungaria, România și viitoarea Iugoslavie, România și Cehoslovacia. Și întrucât ungurii, aliații știau, ungurii se înarmau în continuare și căutau să recruteze tineri. I-au recrutat tineri chiar din Transilvania, să știți. Bineînțeles, unguri, și i-au pus să lupte împotriva noastră. Și atunci, cel care și-a dat seama de imensul pericol a fost mareșalul francez Ferdinand Foch. Și atunci acesta, într-o ședință cu responsabilii politici și militari ai României la Paris, a hotărât ocuparea militară a Ungariei. Domnule profesor, oare serviciile secrete române nu știau ce se întâmplă în Ungaria și că se pregătesc în continuare de un nou atac? Iau, vreau să vă spun un paradox pe care nu o să-l găsiți în cărțile de istorie decât în două, trei lucrări. Norocul nostru, printre altele, a fost că și noi și aliații descifram telegramele pe care le schimbau bolșevicii de la Budapesta cu bolșevicii de la Moscova. Unu și doi, mai mult decât atât, este bine să o spunem, este în avantajul nostru, unii consideră că nu ne-a făcut cinste, dar așa e la război. Aurel Stromfel, care era șeful statului major al armatei bolșevice ungare, a trecut la noi cu planurile lor și atunci am știut tot ce au de gând să facă pe viitor și normal că am luat măsurile care se cuveneau. Pentru că la 20 iulie au atacat din nou. La 20 iulie ungurii atacă din nou, noi lăsasem în fața lor doar două divizii, 16 și 18 ardelenești, și generalul Mărdărescu era conștient. Domnule, pe aici vor ataca, știau perfect, lăsăm doar o perdea subțire de acoperire, se retrag pe trapte, dar se retrag în luptă, să nu intre în panică, și asta se face că după atacul din 20 iulie, ungurii au reușit în câteva zile să înainteze până aproape de Oradea, adică o distanță de circa 50 de kilometri. Și atacul principal era la Solnok, o să vedem că avem câțiva eroi acolo români, iar atacurile secundare în legiunile Tokaj și Ciongrad. Bineînțeles Tokaj că unde se face vinul faimosul vin de Tokaj. Da, la 24 iulie... Oare n-au gustat și militarii noștri în cranele? Păi nu se pune, probabil că da. La 24 iulie românii au declanșat contraofensiva împotriva trupelor ungare. I-am atacat și frontal, dar i-am atacat și pe flancuri. Și de asemenea, la 26 iulie, deja trupele bolșevice ungare erau respinse peste Tisa și au intrat în debandadă.
Iar la 31 iulie, noi a trebuit să înaintăm conferințe de pace în memoriu. Trecusem Tisa deja. Justificativ, da, pe acel pod de la Tisa. Bo, s-a făcut mare casă. Chiar în prezența regilor României. Acolo au fost Ferdinand regele Maria. Ferdinand, soția Maria. Maria spune, așa, notează în amintirile ei. Toți erau atât de plini de elan, se bucurau că trec Tisa ca să-i alunge pe bolșevici, ei doreau să ajungă la Budapesta. Da. Și cine mai era de față? Gealul Prezan, dar și primul lui sfetnic, viitorul mareșal Ion Antonescu. Era colonel. Atunci, colonel ajunsese. Atunci când regele Ferdinand l-a văzut, un moment emoționant, a spus, până acum mulți au fost ingrați față de tine și n-au știut să-ți prețuiască la justa lor valoare meritele și ce ai făcut în acest război. Pentru aceasta și-a desprins propria lui decorație din piept și a prins-o pe pieptul lui Antonescu, ceea ce era o chestiune de mare prestigiu. Așa se face că ajungem la data pe care dumneavoastră o spuneți controversată, 3 august 1919. Era pe seară. Câteva detașamente de cavalerie române se apropiau de Budapesta, printre ele colonelul Gheorghe Rusescu în fruntea 3-a escadronat din brigada 4 Roșiori. Mai avea două grupe de mitraliere din regimentul 6 Roșior și o secție de artilerie călăreață, dar artileria lui nu cuprinde decât două tururi. Ei bine, acest colonel a intrat foarte curajos în oraș, s-a dus la principala cazarmă militară, a chemat conducătorii și a spus, dacă nu dați ordin ca să, trupele noastre să dezarmeze, o să bombardez orașul. Și aia de frică au zis, da, domnule, dar fiți fără grijă, aici în cazarmă sunt adăpostiți câteva mii de militari și sunt fanatici. Bineînțeles că șefii bolșevici n-au așteptat ca să vină armata română, faimosul Bela Kun a încărcat ce a putut și ce a reușit să fure, a fugit întâi la Viena, după aceea s-a refugiat la Moscova și știm bine care a fost sfârșitul lui. A avut un sfârșit tragic, da, iar pentru că a fost arestat de NKVD împreună cu fiica, cu ginele, cu soția. Da. Și până la urmă a fost executat în 1938, la 52 de ani avea. Probabil, da, probabil că Stalin nu era mulțumit de prestația lui și tătucul de la Kremlin nu uita că nu îi se executau ordinele. Și ca un fapt așa să spunem, chiar a murit în același an Bela Kun cu generalul Mărdărescu, cel care... Da, generalul Mărdărescu a murit la 72 de ani. Vreau să vă mai spun și altceva. Ce a făcut colonelul Rusescu? Deci el se justifică într-un articol din revista Arhivele Olteniei și spune, domnule, ce era să fac? Să aștept. Da, e un memoriu al lui, al operațiunii. Este un memoriu, da. O să citiți din el. Veniseră 4 ofițeri din misiunile aliate. Cel mai înverșunat era colonelul general italian Guido Romanelli, care a spus, domnule, să nu intrați în Budapesta. Și ăsta l-a trimis la în spate. Domnule, du-te și stă de vorbă cu șefii mie. Eu am un singur ordin, trebuie să-l execut și nu țin cont de ceea ce mă rugați dumneavoastră. Și de asta a intrat în Budapest. Vreau dar se să... pare că și francezii ar fi spus că Franța chiar este, își dorește să este de acord și printr-un agent, pentru un delegat francez care ar fi venit la acest general rusesc. Vreau să vă spun aici o chestiune mai delicată. Gealul Mărdărescu n-a fost mulțumit de gestul subordonatului lui, că chipurile lui s-ar fi cuvenit această cinste și cât a trăit l-a ostracizat pe colonelul Rusescu. Până la urmă, după moartea lui Mărdărescu, care a fost și ministru de război 4 ani de zile într-un guvern al lui Ionel Brătianu, 22-26, deci colonelul Rusescu este înaintat la gradul de general. Da, domnule profesor, știți de ce? Pentru că el împlinea pe generalul Mărdărescu, împlinea pe 4 august 53 de ani. Și ce frumos cadou ar fi fost și să-și facă și el. Acest normal lucru. Că voia să se încununeze de glorie. Da. Pe când Rusescu, că așa e la români, știți, i-a furat startul, a luat hora înainte, cum se zice în popor. Bun, ce a urmat după aceea? Normal că după fuga șefilor bolșevici s-a format un nou guvern ungar condus de Ștefan Friedrich și l-au proclamat regent pe arhiducele Iosif, dar deja
în sud la Seghedin se pregătea aducerea la puterea amiralului fără flotă Miklós Horthy. Între august și noiembrie au loc note cu caracter vehement între români și între aliați cu privire la situația din Ungaria și aliații ne acuzau că vrem să excludem de la reglementarea raporturilor cu Ungaria, pe urmă ne reproșeau că facem rechiziții, iar Brătianu le-a spus, domnule, aceste recuperări reprezintă numai o minimă parte din bogății luați de unguri pe timpul cât ei au ocupat România. Mai mult decât atât, la 11 septembrie sosește la București un trimis de origine engleză, George Clerk, pentru a studia la fața locului care este situația și care sunt relațiile. Acesta, să știți că a fost imparțial, a trimis mai multe rapoarte conferințe de pace și a desmințit multe din știrile răuvoitoare care se spuneau la adresa noastră. Spunea un politician italian despre guvernul acesta lui Horthy, cum a spus, amiralul fără flotă. Păi așa a și fost. Spunea așa, este greu să găsești în istoria modernă un guvern mai ticălos ca dictatura ungară, un guvern de jaf, de tortură, de asasinat, de oameni corupți, de hoți și de mârlani. Da, așa este. Bun, pe... ce s-a întâmplat între 14 noiembrie 1919 și 20 martie 1920 are loc retragerea armatei române din Ungaria. Atenție, se duse de la noi, de la românii, de două ori ordine să plece trupele române la 7 septembrie și la 7 octombrie și ordinele au fost anulate tot la cererea reprezentanților Antantei de teamă ca oamenii lui Miklós Horthy să nu dezlănțuie terarea. Până la urmă au dezlănțuit-o terarea. Dacă bolșevicii declanșaseră teroarea roșie, Horthy și oamenii lui au declanșat teroarea albă și noi ne-am retras în patru etape. S-a spus mai târziu, se spune și astăzi în lucrările de istorie apărute în Ungaria și aiurea, că românii au contribuit la aducerea lui Horthy la cârma Ungariei, ceea ce nu era adevărat. Noi am terminat în 14 retragerea din Budapesta și abia pe 16 a venit. Și atenție, Horthy era exact în zona unde erau trupe franceze. Cred că pe români nu mai interesa ce se întâmplă. Și ajungem la momentul când la 4 iunie 1920 se semnează tratatul de la Trianon între puterile aliate și asociate și Ungaria. Bineînțeles că și România a semnat acest tratat prin care se recunoștea pe plan internațional actul din 18 noiembrie stil vechi, 1 decembrie stil nou, unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei, Maramureșului cu România. Ceea ce ne leza iară suveranitatea a trebuit să preluăm o parte din datoria publică a Ungariei. N-am mai zis nimic, că asta e rea. Tratatul a fost semnat de doctorul Ioana Cantacuzino și de Nicolae Titulescu. Va intra în vigoare la 26 iulie 1921. Ungurii tot făceau gălăgie la conferința de pace și ei, ca și bolșevicii ruși, doreau să se organizeze plebiscite în unele zone care erau istoric ale noastre, dar numai ca să se bage în seamă. Le-a răspuns foarte clar și foarte direct Alexandru Millerand, care era președintele conferinței de pace, politicianul francez, și le-a spus foarte clar, voința popoarelor s-a exprimat în zile de octombrie și decembrie 1918, când dubla monarhie s-a năruit și când populațiile de mult timp oprimate s-au unit cu fraților italieni, români, iugoslavi sau cehoslovaci. Și tot el le spunea foarte clar, o stare de lucru, și e bine să reținem acest lucru, chiar milenară, nu are temei să dăinuiască mai departe când s-a constatat că e contrarie dreptății. Vorbeam de paradoxuri, domnul coleg. Politicianul Vaida Voievod spunea în august reprezentanților aliați despre Ungaria. În ciuda armistițiului, ne-au tratat ca dușmani și noi a trebuit să răspundem ca dușmani. Ungurii sunt inamicii noștri de ieri, sunt învinșii noștri de astăzi și vrem ca ei să fie prietenii noștri de mâine. Ei, nu prea au fost ei prieteni, e bine să spunem că în toată perioada interbelică ungurii nu au recunoscut niciodată actul de la 1 decembrie, mai mult de câte ori aveau ocazia în forurile politice și diplomatice internaționale, făceau gălăgie și susțineau că li s-a făcut o nedreptate.
Dar le-a răspuns foarte drept un istoric și foarte clar, un istoric american, Milton Rerun, în lucrarea Ardealul Pământ Românesc, care zicea, dacă în 1920 s-a comis o nedreptate, nu ungurii au a se plânge de ea, căci românii, ci românii, căci dincolo de frontiera politică au fost lăsate în teritoriul unguresc mai multe insule de români. Populația maghiară ar fi trebuit să ne mulțumească și ne-a mulțumit. Au simpatizat cu armata română. Pentru că am eliberat de comunism. Da, emisiunea noastră este prefațată de și este presărată câteva imagini în care se vede foarte clar și nu sunt imagini de propagandă. Asta este realitatea, domnule, în care militarii români pur și simplu împărțeau mâncarea lor fie cu copiii ungurilor, fie cu populația săracă, cu populația orfanii, cu cei care și nu mâncaseră, pentru că nu mâncaseră și din cauza acestui era foamete, că sistem bolșevic. Băgaseră pentru front. Da. Și ne-au mulțumit că le-am dus lemne, le-am dus vagoane de cartofi, 10.000 de tone de cartofi pentru început și au putut să se hrănească. Se vede cum în imaginile acestea, fotografiile, document, cum sunt strânși în jurul popotei armatei române și mănâncă cu ei, cu militarii acolo. Foarte clar. Li se împarte pâine, li se împarte... În perioada războiului e bine să aducem omagiul nostru cât putem eroilor români. Am pierdut 188 de ofițeri și 11.479 de alți militari, din care 69 ofițeri și 3601 de alți militari foarte morți. Foarte mult, totuși, pentru Vorbim această campanie. De eroi noștri de la Mărăș, Mărășești, Oituz, sunt și prezenți și în cărțile de istorie, dar dacă nu se vorbește de războiul român-ungar, nu sunt amintiți nici eroi din acest război. Și dau eu câteva nume. Sublocotenentul George Banciu din Regimentul 90 Infanterie, căzut la 22 iulie 1919 în luptele de pe Tisa. Un alt sublocotenent, Alexandru Lucra, din Regimentul 10 Roșior, căzut în luptele de la Solnăc în iulie 1919. Oare noi vâlcenii am avut? Nu știm acest lucru, dar probabil că se vor face și cercetări viitoare vor spune dacă am avut sau n-am avut. Un capitan SAS din Medieș, Mates Henry, comandant de companie, este ucis la Mezeturi. De asemenea, colonelul Tomoroveanu, comandantul Brigăzii 2 din divizia 1 infanterie, atunci când inamicii reușiseră să încercuiască, a ieșit în fața grupei sale de călăreți și a șarjat cu sabie. A fost rănit de 3 ori, până la urmă a căzut și el străpuns de o chise care l-a lovit drept în frunte. Trebuie să spunem, domnule profesor, că totuși și armata română căpătase o anumită... Da, sigur că da, era cotată... S-a călit în primul război mondial, era au trecut prin greu. Ca fiind atunci cea mai bună armată pe care aliații, puterile aliate și asociate puteau să conteze aici. Pentru că aici au trecut prin toate funcțiile caudinele războiului. Mărăș, Mărășești, am mai spus noi, nu a fost atinsă de acest morb al bolșevizării. Vă spuneam de paradoxuri. La Budapesta, printre ofițerii aliați, un general american, Banholz, ne reproșa că eliberăm bolșevici din închisorile ungurești în loc să lăsăm acolo și se mira cum că au fost inamicii voștri. Și a spus, domnule, împotriva lor a început teroarea, nu e bine și noi nu vrem să patronăm așa ceva, vrem să fie liniște, vrem să fie pace și tocmai de asta am mai întârziat cu retragerea. Da. A mai avut regele Ferdinand, domnule profesor, țineți-vă ideea, a mai avut un gest de noblețe, de a nu arbora drapelul românesc deasupra Palatului Parlamentului, cum ar fi făcut orice cuceritor, poate, nu? Sigur, poate era firesc. Da. Dar a avut, în schimb, a fost un oltean, un sergent, de fapt, da? Sergentul Iordan, care păzea, un oltean din Craiova, care păzea și era mai șugubesc, cum sunt olteni, mai glumez, mai... nu știu ce, dar să spune că acesta nu este copinca pusă pe... Nu e o glumă, e o realitate. E intrată în folclor, dar este foarte reală, pentru că ea este descrisă de generalul Marcel Olteanu în cartea lui Huzarul Negru din 1926 și preluată și de Mărdărescu în cartea lui Campania pentru dezrobirea Ardealului și ocuparea
Budapeștei, da, în 1922. Sigur și că da. Chiar aici Marcel Oltean, generalul, spune și cuvintele acestui Oltean, care s-a decis el din proprie inițiativă să pună și el ceva deasupra acolo. Și spune așa că se gândea el să dau jos steagul în gură și să pun fanionul de companie. Asta ar ști și madama de la Popota, domnilor ofițeri, să o facă. Dar am să chipzuiesc în așa fel încât ca să rămână de pomină și să fie talpa, și talpa României răzbunată. Au zis ce a zis Oltean. Chemând pe căprarul Bivolaru, caporalul, s-au suit în norii Budapestei și au coborât steagul în lungul sforii, drept la jumătatea steagerului și luând apoi o pinca răsuflată a căprarului, s-a urcat ca un pui de urs și a pus-o drept căciulă în capul steagerului, lăsându-i nojițele să atârne în vânt. Și așa a fâlfuit multă vreme în cerul Budapestei steagul maghiar cu o pinca românească deasupra lui. Deci este o anecdotă, este un episod anecdotic, dar este foarte real. Și într-adevăr a rămas această opinca, că românii și-au pus opinca peste... Vorbeați că românii de două ori au fost la Budapesta. E bine, a doua oară, după 25 octombrie 1944, când am terminat eliberarea teritoriului național, am trecut și la eliberarea Ungariei, Ciehoslovaciei, unei părți din Austria. Și așa se face că o mare unitate militară română, Corpul 11 de armată, condus de generalul Vasile Atanasiu, a contribuit alături de trupe sovietice la eliberarea Budapestei. Dar, ca să vedeți, tot iezuitist, tot o atitudine din aceasta de îngânfare, de sfidare, când trebuia să participe la parada militară, așa cum este normal, corpul 7 de armată care suferise 11.000 de oameni pierderi, morți, răniți, dispăruți, prizonieri, a fost mutat în altă parte. Ceea ce nu era o atitudine amicală din partea sovieticilor cu care eram aliați, e adevărat, subordine lor luptau, dar nu așa ne înțelesesem. Și mai vreau să vă spun că aceste atitudini de cruzime, de sălbăticie, de sfidare, de ostracizare a românilor vor continua și în timpul celui de-al doilea război mondial, după ce o parte din Transilvania, nord-vestul ei, prin dictatul de la Craiova la Viena din 30 august 1940, am cedat 43.492 de kilometri pătrație, s-au comportat nemilos față și s-au răzbunat, sigur că da, și mai ales au avut de suferit acei români care au avuseseră o atitudine demnă în 1918-1919. Să ne amintim numai de asasinate de i-au crucificat, sigur că i-au chinuit, i-au stingiuit, le-au bătut cuie în cap, la Ip Trăznea, trei scaune. Românii noștri au fost aproape crucificați. În primul rând, intelectualii au avut de suferit. Preoții, învățătorii, da, medicii, avocații, dar și oamenii mai cei mai care duceau flacăra românismului și cei care erau conducători, da, sau portrapelul și românilor. Aveau dreptate să-și afirme istoria și civilizația acestui din așa păcate, este. Istoria se scrie și așa și mă întrebați cu asta să închei eu, care este motivul de nu se amintesc. Nu e bine sau nu vor unii ca să le reamintim cum s-au comportat. Istoria nu începe de la acest moment fixat de unii și de alții, ci istoria este, să spunem, din timpuri străvechi, nu are dată. Și de ce? Le spunem, nu pentru altceva, se spune foarte clar, știm de ce studiem și învățăm istorie, ca să știm faptele strămoșilor, bune, rele, cum au fost, să tragem învățăminte, mai ales din ce au făcut ei negativ și să nu le mai repetăm pe viitor. Iar aceasta a fost, zic eu, domnule profesor, o pildă pe care au tras-o ungurii, cel puțin sper să nu uite, așa cum nici Carol Robert de Anjou nu uitase și mult timp de la Posada și mult timp s-a spus, așa cum se spunea la noi, hai că nu vin turcii, așa spuneau și ei, mult timp au spus, hai că nu fi mai rău decât cum a fost în țara schismaticului Basarab I.
acolo la locul numit de noi mai târziu acea posadă, mă rog, locul posada. Numit posadă. De asta a fost o agresiune a ungurilor și ceea ce a făcut armata română a fost, s-a deci, comportat s-a oricum, spus foarte de bun clar, simț. Le-am răspuns. N-a distrus exact. Orașul care era un oraș nu, puteam vechi. Să-l bombardeze. Și puteam să-l nu, bombardeze. Aveam exact motivul militar necesar, dar noi ne-am comportat și mai ales nu i-am sfidat, nu ne-am purtat ca o armată de ocupație. Am ajutat populația și e bine să demitizăm toate acele alegații care spun că datorită românilor Miklós Horthy a ajuns la putere acolo, ceea ce da. Este o mare falsificare a istoriei. Vă mulțumim mult, domnule profesor Dr. Ion Popescu și dumneavoastră, dragilor telespectatori, telespectatori fideli, iată, aproape de un deceniu de când facem această emisiune, dar și celor care ne-au descoperit mai recent, vă așteptăm și temele dumneavoastră pe care ni le propuneți pentru viitoarele emisiuni, tot în acest idee de a reconstitui istoria noastră și de a mai realiza încă un recurs la istoria noastră a românilor, mai ales acum în centenarul realizării României mari. O seară bună și tot ce vă doriți, la revedere! La revedere!